Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Sunt Zidana Ozacu, eu astăzi am făcut înghețată de casă. Credeți-mă că este foarte gustoasă, este foarte grasă, dar nemaipomenită de gustoasă. Ia uitați-vă cum arată ea. Deci perfectă. Nu este dulce, dulce tare. Cu siguranță, dacă afli această rețetă, vei face întotdeauna înghețată, nu vei cumpăra și este mult mai sănătoasă ca cumpărat. Am făcut și în așa formă și am mai făcut într-o formă. Hai să o desfac să vă arăt cum arată înăuntru și cât de bine îi arată și frumos. Dar este foarte, foarte gustoasă. Puteți să o combinați cu ce doriți. Cu nuci, cu stafide, cu mac, cu diferite petale trandafir, cu struguri proaspete, cu fructe proaspete, cu ananas. Arată extraordinar de bine, arată foarte bine, nu că bine. Ia uitați și bunătatea mea aici. Extraordinar de gustos. Am făcut-o cu fructe de coacăză, coacăză neagră. Deci hai să vă arăt toată rețeta, pas cu pas, cum am făcut-o. Dar într-adevăr nu vei regreta dacă faci această minunată rețetă, mai ales dacă ai o masă de sărbătoare, ori dacă ai o sărbătoare care dorești tu. Înghețată de casă, cea mai simplă, cea mai ușoară rețetă. Am aici pe tutunel, care nu ne-a dat voie să fac video. Ia uite și pisicuță frumoasă. Hai să mergem la înghețată, dar cu siguranță îi dau și lui să guste din înghețata mea. Dragii mei prieteni, deși eu am revenit la această minunată și gustoasă rețetă de înghețată. Eu am nevoie de foi de vafle, dacă cinstit ele se vând peste tot. Aceste vafle pentru orice gospodină este o ușurință, poți să le încarci cu carne, poți să le încarci cu carne tocat ca să le prăjesc, deci poți să faci cu Nutella, cu miez de nucă, cu dulceturi, deci într-adevăr se primește foarte gustos absolut toate. Așa, eu le-am tăiat foarte ușor. Eu am aici o formă, ea se desface, ea se face mai mare. Așa, eu am tăiat vaflele, se tai foarte ușor după forma mea. Așa, așa. Deci turta de vafle poți să faceți cum vreți voi. Dacă vreți rotundă, rotundă. Dacă vreți patrată, patrat. Triunghiular, cum doriți voi. Așa, ia uitați. Eu am făcut, mai am aici altă formă de silicon. La fel am tăiat după dânsa. Dar mai vedem dacă mai este nevoie. Eu am aici niște coacăză neagră, înghețată de mine, ca să spun pe înghețată, și am stafide gold sau stafide, la noi se numește galbeni, foarte gustos. Un kilogram de frișcă, la noi se numește slivki, foarte gustoasă, alegeți ca să aibă așa grăsimea mai mare. Da, la mine sunt de 30%. Și clar că lapte condiționat sau condiționat. Sunt mai multe feluri. Lapte dulce, lapte, condensat se mai numește, da? Dar depinde, în fiecare țară se numește cu diferit accent. Ce-mi trebuie mie? Mixerul, un vas, deci frișca și laptele. Dacă doriți numai o simplă înghețată originală, puteți o face dintre acestea două ingrediente. Dar la mine e foarte bine să mănânc stafidele și coacăză neagră este pentru hemoglobină. Eu am să adaug și coacăză neagră. Hai să începem treaba. Așa, deci laptele eu l-am ținut la rece sau frișca. Hai să mai zicem așa, frișca grasă. Eu am turnat într-un vas pe toată frișca mea și o încep să o bat cu mixerul. Numai decât cu mixerul. Dacă ai să zici, Zidana, spate fără mixer, nu. Frișca, mai ales pentru înghețată sau frișca grasă, orice tip de frișcă. Să mă întreb, Zidana, ce fel de frișcă? Orice tip de frișcă pentru dulciuri, pentru diferite biscuiți sau pentru cremuri este bună. Și eu încep să o bat cu mixerul încetișor.
fără zahăr, fără nimic. Ia să ridici în volum. Așa, când începe frișca să ridice, ia vedeți, parcă este o înghețată topită, da? Noi încet, încet adăugăm puțin lapte condensat, dar foarte puțin, nu mult, da? Puțin cât puțin. Dacă nu îmi trebuiește, dacă noi avem un litru de frișcă, nu îmi trebuie un litru de lapte condensat. Așa, ne-am oprit. Așa, și iară am zbătut încet. El cu timpul se îngroașă, se face o cremă, se face o înghețată foarte bună. Iar din nou mai adăugăm lapte, până când terminăm laptele. Așa. Și precis că să mă întreb, Zidana, ce marcă de mixer folosești? Cel mai simplu care îl ai. La înghețată merge cel mai simplu, cel mai ieftin. Ia uitați-vă cât de bine se zbate. Este foarte gustoasă. Dacă cinstit această cremă, eu o folosesc la multe torte, la multe prăjituri, la multe padespani. Dar nu trebuie să o mai zbatem ca ea să primească o cremă groasă. Aproape înghețata mea este gata. Arată foarte bine, dar credeți-mi că este cea mai simplă, originală, înghețată, care poți o faci și tu. Dacă ai să încerci această rețetă, cu siguranță să o faci întotdeauna, mai ales pe timp de vară. Dar să o mai zbat încă puțin. Și înghețata mea este gata. Iată-ți și de frumos ea arată. Așa, foarte bine arată. Dar gustoasă, deci nu are niciun parfum de mic, deci este original. Dacă tu dorești deja să-i pui parfum de lămâie, portocal sau alte, mă rog, condimente, câteva petale de trandafir sau mac, sau miez de nucă, deci este perfect. Și o pun la înghețat, știți, așa? Poți să o pui deja la înghețat, ea se pastrează. Dar eu am să o adaug în forme, să-i pun coacăză, stafidi și am să fac înghețat pentru noi. Acest înghețat eu o fac întotdeauna, fiindcă la noi este vara cald, mai ales pe timp de vară, dar nemaipomenită de gustoasă. Așa, cum v-am arătat mai înainte, eu am forma mea, eu pun torta mea de gofră sau vafă, peste ea adaug înghețată, atent, încet. Dacă cinstit eu de fiecare dată, fac înghețată. Eu fac cu diferite parfumuri, fac și cu lămâi, și cu vișnă. Depinde. La mine se iubește foarte tare cu coacăză, și apoi este iubită cu stafidi, și apoi este iubită cu vișine, la fel este și cu zamos, cu dulceață de zamos. Așa. Deci eu am umplut jumate și ce fac eu? Adaug coacăză, coacăza mea care este culeasă din grădina mea.
Eu în fiecare an îngheț coacăză. Coacăza este bună pentru anemie. Coacăza este un medicament natural. După ce am pus în formă, știți că înghețata eu adaug la frigider, numai decât. Una îmi să fac cu coacăză, dar una voi face cu stafide. Este înghețata noastră iubită. Așa. Îndrept foarte bine. Ca să pătrund în toată forma mea. Mai pun coacăză. Dacă mai este nevoie, mai dezghețez coacăză. Așa. Și pun peste ea, deci, bucata mea de vafă. Dar am să mai dau puțin așa înghețată. Foarte frumos, încet. Așa. Perfect. Așa. Și în felul următor pun la înghețat. La frigider. Așa. Cu atenție. Așa fac și cu a doilea înghețată mea, care va fi din stafide. Deci, credeți-mă că este o rețetă foarte gustoasă, este o rețetă nemaipomenită. Cu siguranță ai să o îndrăgești. A doua fac stafide. Eu foarte mult iubesc stafidele. Ele sunt foarte bune pentru colon, știți. La fel, am pus-o de silicon o formă. Am adăugat bucata mea de gofră. Am adăugat înghețata, am întins-o peste tot, ea când a să îngheță, deci ea cu siguranță a să desprindă de formă. Adaug stafide, cu siguranță ați mâncat înghețată cu stafide. Așa. Mai adaug înghețată. Numai decât înghețată o punem la frigider, la congelator, ca ea să îngheți puțin. Dar dacă tu o iubești așa, mai ales pentru copii, este perfectă. Așa. Mai pun câteva stafide. Așa. Și pun forma mea. Atent. Așa, dar aici eu mai adaug înghețată deasupra. Deci puteți o combinați cum vreți voi, cum doriți voi. Dar puteți o punem și în fugiri de înghețat, cum am eu aici lângă mine. Vă arăt imediat. Așa, în felul următor eu o las la înghețat. Așa. Sau în felul următor. Eu am aici fugiere de înghețată. Adaug puțin înghețată. Adaug bucăți de biscuiță. La fel. Așa în felul următor. Așa. Putem să adăugăm bucăți de ciocolată. Câteva stafide. Iar înghețată. Așa, atent și la fel o dăm și pe ea la înghețat. Nemaipomenit de bună. Bucata de biscuiți puțin a să moaie. Aceste bucăți de biscuiți și ea e ca un biscuiț, da, ca un tiramisu. Foarte gustoasă.
Și înghețata mea o dau la frigider, la congelator și este gata, poftă bună. Nu mai mult de o oră, deja poți să servești înghețat pentru familia ta, mai ales dacă tu ai o sărbătoare, cu siguranță, credeți-mi că este foarte, foarte bună, gustoasă, delicioasă. Voi a fost prietena voastră Zedana, aveți grijă de voi, sănătate, numai bine! Nu mai mult de o oră trecut, ia uitați-vă cum arată înghețata mea. Așa. Pot să o las așa, dar deci pot să o pun în alte forme. Așa. Perfect de bine arată. O bunătate nemaipomenită de gustoasă. Foarte gustoasă. Poftă bună!